ProPlan oferă o gamă largă de hrane pentru pisici sterilizate, cu 6 beneficii specifice pentru susținerea zilnică a sănătății acestora. Purina ProPlan. Bun, am văzut cât de important este somnul pentru sănătatea noastră, dar și pentru copii este la fel de important și importantă ora la care ajungem în pat și despre asta vorbim cu Urania. Hey. E adevărat, copiii ar face orice să împingă ora de somn cât mai târziu. Și uneori reușesc, uneori reușesc. De multe ori adormim înaintea lor, în timp ce le citim poveste. Dar nu doar seriile sunt o problemă și diminețile sunt adevărate provocări. Adică nu știu cum e la voi, dar la majoritatea familiilor în casă, dimineața este alarmă de incendiu. Carmen, eu sper că tu nu vii cu alimente la copil să-l adormi. Nu, dar avem un program foarte bine stabilit și am avut noroc. Aha. Pentru că eu am modelul de copil care se culcă foarte devreme și se trezește foarte devreme. Aha. Seamănă cu tine. Exact. Ar fi fost dificil să fie altfel. Mai era o variantă, să facă emisiuni de seară, de noapte. Nu e timpul pierdut. Nu e timpul pierdut. Nu, ce se întâmplă în foarte multe familii este că dimineața sună ceasul, după care spuneam alarmă de incendiu. Toată lumea alargă din baie, în bucătărie. Unul se spală pe dinți, femeile, în general mamele, urlă după copii. Îmbracă-te, ieși din baie, îmbracă-te odată, așează-te la micul dejun. Nu exact. Te mai juca, că întârziem. La mine Vlad, bluza. Vlad, șosetele. Bluza. Asta sună așa ca o ciocănitoare, nu? Eu cred că noaptea, sincer, dacă mă monitorizează, mă înregistrează cineva, sigur zic asta. Vlad, șoseta. Pantofii. Da. De cele mai multe ori ieșim din casă mai târziu decât ne-am propus, cu stresul deja la cote maxime. Și de foarte multe ori părinții sfârșesc prin a-și îmbrăca copiii numai să iasă o dată pe ușă, deși copilul are 8 ani. Nu știu, mă uit și eu la tine. Ai mai și zis că deși copilul are 8 ani. Am nimerit-o. Da, a fost doar o nimereală. Iar seara se întâmplă cam același lucru. Adică, mai cu seamă când copiii au și teme de făcut și ajung acasă, ei vor să se joace, noi împingem către teme, din nou ajungem prea târziu la masa de seară, după care toată rutina asta de seară durează peste o oră și copiii ajung frânți în pat și noi, cum spuneam, adormim înaintea lor. Și din nou se repetă totul dimineața când sună alarma de incendiu. Da, deci e haos. Tu ai spus că ai rezolvat-o cu program. Exact, da. Despre asta aș vrea să vorbim. Despre cum facem în haos un pic de ordine. Să știi că nu pot să-mi asum niciun merit. Pur și simplu s-a întâmplat să am acest noroc, să am un copil care să se trezească foarte devreme și să se culce foarte devreme. Și sigur că au fost greșeli, dar gândește-te că noi trebuie să ieșim la ora 8 din casă, iar copilul meu se trezește la 6:15, 6:20. Ok. Ai văzut multe răsărituri, Carmen? Multe. Și o să tot văd, să le vezi și pe alea din weekend cum sunt. Răsăriturile din weekend îmi plac, sunt pe sufletul meu. Nu este adevărat și la voi se întâmplă că exact în weekend, când vrei să dormi și copiii nu au școală, se trezesc mai devreme? Mi se întâmplă și vouă? Se întâmplă, da. Se întâmplă fiecare zi, dar în weekend mă deranjează cel mai tare. Da. Corect. Da. Tati, mi-e foame. Asta se întâmplă dimineața, da. Da, și mai există și varianta, dacă nu reacționezi la mami, mi-e foame, mami, sunt lihnit, mă ia amețeala. Mi-a scăzut glicemia brusc. Exact. Asta mai rămâne să-mi spună și cu glicemia. Mm-hmm. Ok. Ce propun eu, dacă diminețile și seriile arată așa, este să facem împreună niște rutine. Mm-hmm. Pentru că noi cel mai bine funcționăm, toți oamenii, dar mai cu seamă copiii, atunci când există rutină, un program prestabilit. Și ei știu ce urmează să se întâmple, care e pasul următor. Pentru că știți ceva, copiii nu se trezesc dimineața cum ne trezim noi, cu o listă întreagă de lucruri pe care le avem de făcut. Ei nu se gândesc la ce au de făcut în ziua respectivă, ei nu-și fac planuri de viitor și atunci, cu cât viața lor este mai rutinică, cu atât și nouă ne este mai ușor să le obținem cooperare. Okay, deci trebuie să le creăm o rutină, dar cum o facem? În funcție de fiecare copil, de vârsta lui, dacă avem un copil sau trei, evident că rutinele diferă. Dacă ne trezim la 5, cum se trezește Carmen, rutina e diferită față de cei care se trezesc la 7 și mai au doar o oră până să iasă din casă. Deci adaptăm rutina în funcție de ritmul nostru de viață, de obiceiurile noastre, de vârstele copiilor.
numărul lor, evident. Văd că ai totuși niște poze. Da. Ce facem cu ele? M-am gândit să facem împreună o rutină de seară. Ok, acum rutina de seară. Da. Bun. Nu? La fel ajută foarte mult. Avem ceva mai multe ore, dar avem și să mâncăm, avem de făcut teme, copiii să se joace liber, vrem să și citim o poveste copiilor, vrem să și cinăm împreună, să se și spele pe dinți și atunci și aici ordinea este destul de importantă. Iată, avem ceva lecții aici pe care o mamă le-ar putea face cu un copil. Okay. Povestea de seară, foarte importantă, încurajez toți copiii să citească părinților povești. Copilul meu deja a început să citească, copilul care este deja în pat și pregătit de somn. Copiii care se joacă liber, aici se întâmplă să fie un trenuleț, dar pot face orice altceva. Cina în familie, toți împreună, aș încuraja părinții să mănânce împreună cu copiilor la masă. Și le spălăm cu toții pe dinți. Ok, da? Deci tot felul de activități pe care le facem seara. Da. În ce ordine le așezăm? Asta e ideea, să le așezăm într-o anumită ordine, în așa fel încât copilul să vadă ordinea pașilor și afișăm. Pot fi poze ale familiei noastre pe care să le facem în casă și să le printăm la o imprimantă, de să le și personalizăm aceste poze și să punem o foaie de flipchart sau programul respectiv printat undeva la vedere, în așa fel încât toată lumea din familie să-l vadă. Pe frigider. Foarte bine, poate fi. Sau ușa de la bucătărie. Uh-huh. Uh-huh. Hai să facem împreună. M-ajuți, Mihail, să facem o rutină de seară împreună? Hai să încercăm. Avem ușa frigiderului acolo. Asta e ușa frigiderului. Ok, exact. Ușa frigiderului și lipim practic aceste activități în ordine. Hai să ne gândim, dacă avem un copil de școală și unul care e ceva mai mic, când ar avea sens să facă copilul teme? Imediat după școală sau mai degrabă să joacă după școală? La tine cum funcționează? Își face temele imediat după școală sau ceva? Oare le putem întreba? Când îl convingi să rămână la after school, nu mai ai teme. Corect. Okay. Dar dacă nu e la after school, nu știu, cred că putem să negociem cu el, să vedem dacă să preferă da. Să se joace și după aia să facă teme, să fie și alegerea lui? Categoric. Pe măsură ce înaintează în vârstă, trebuie să-i implici. În regulă, calminte, nu le poți impune. Dar okay. Eu aș sugera să-i lăsăm să se joace un pic înainte să se relaxeze după școală. Deci aș începe cu niște joacă liberă. Deci lipim pe frigider, prima activitate, venit acasă, când venim joacă acasă liberă. Cu toții joacă liberă. Bun. După care facem niște teme, niște fișe, trecem prin niște, nu știu. Bun, deci asta îl punem un pic mai jos, ca următoarea activitate. Da. După care, ce am putea să facem este să cinăm împreună. Hai să cinăm împreună ca să nu lăsăm cina pe mai târziu. Da. Să ne culcăm cu... Ne-ar trebui cât măcar putem. 2 ore înainte să ne culcăm. Chiar 3, zic. Chiar 3, nu? Mhm. Asta apucăm să ne digerăm. Dacă mama nu vrea să cineze cu copilul, poate să stea lângă el la masă și să bea un pahar cu apă. Aha. Depinde, corect, ar putea să facă mama. Și să ne gândim și la mamele care nu vor să cineze. Și mami, tu nu mănânci, ție nu-ți place mâncarea pe care ai gătit-o? Eu aș prefera să ne spălăm pe dinți și eventual să facem duș, să facem practică. Uite, aici avem 2 activități, putem alege poveste sau spălat pe dinți. Uh-huh. Depinde, din nou... De vârsta copilului, cam ce oră s-a făcut? Copilul adorme după ce se termină povestea, deci așa că prefer să fiu dinți. Sigur că ne spălăm pe dinți. Și eu adorm de multe ori după povești. Dacă un copil are dificultăți în a se spăla pe dinți, adică refuză, am putea să-i oferim această alegere. De spălat pe dinți te speli înainte să ajungi în pat, dar cum preferi, înainte sau după poveste? E alegerea ta. Și pentru că îi dăm de ales, sunt șanse mai mari să se spele pe dinți. Și ultima activitate, bineînțeles. Ne somnicu. Culcăm să dormim. Da, noapte bună. Știi, eu mi-am dat seama acum când făceam asta că nu am un astfel de flipboard acasă, dar există, știți cum există anunț la vizier, dar există și anunț audio, nu? Uh-huh. Și eu asta fac când ajungem acasă, pentru că de multe ori ajungem la ore diferite acasă și nu putem neapărat să respectăm aceeași ordine, eu fac fix așa. Oameni buni, este ora 6, o oră liber pentru fiecare. La ora 7 se ia cina, dacă n-ai intrat la duș până la ora 9, țeapă, nu se mai face duș. Yay! Nu, la noi... La noi dacă ai avea băieți, ar spune, yay, okay, duș astăzi. Și la 9:30 toată lumea este în pat și practic anunț ce urmează să facem, ca fiecare să-și mapeze activitățile în timp și de regulă reușim să respectăm ordinea anunțată. Asta oricum trebuie să o facem chiar dacă avem un program prestabilit. Trebuie să anunțăm pasul următor. Adică... Și cu mult înainte și de mai multe ori. Cu cât copilul e mai mic, cu atât mai mult timp înainte va trebui să planificăm în avans și să reamintim. Pentru că, așa cum am spus, relația copiilor cu timpul e foarte aproximativă. Dar cum facem să-l...
obișnuim să doarmă singur. Sunt foarte mulți părinți care au probleme în a-l determina să doarmă singur. Ca orice fel de schimbare, povestea asta se face în pași. Adică pas cu pas, încet, încet. Nu poți să ai un copil mic căruia să-i închizi ușa, lumina și să ieși afară. Nu se va întâmpla asta. Și atunci ce poți să faci este că îi spui copilului, rămân lângă tine și citesc poveste. Da? După care eu te pup de noapte bună, mai stau 5 minute, așa, să te iau un pic somnul, îți las o veioză aprinsă, ușa întredeschisă și eu am să ies din cameră și mă găsești în bucătărie dacă... Da? Nu mă duc în altă parte, mă duc să strâng vasele după cină sau să las bucătăria curat. Și o să mai vin la tine peste 5-7 minute să văd ce mai faci. Și ieși. Dacă vine după tine copilul, întorci înapoi în cameră, îl pupi, o iei de la capăt. Dacă i-ai spus că te întorci după 5-7 minute, te ții de cuvânt și te întorci. Intri puș-puș, îl mai atingi pe mânuță, nu dorm, mami. Și dacă faci asta până dimineața? Rare ori se întâmplă până dimineața. Cheia este să nu ne pierdem cumpătul. Să nu țipăm, să nu amenințăm, să nu forțăm. Pe la un moment dat, mulți părinți se enervează și închid lumina și ușa și cheia, pun cheia în ușă și gata, nu vreau să te mai aud. Sau cedează și spun copilului, bine, fie, mâine trebuie să lucrez, sunt după 4 nopți nedormită, dormi cu mine în pat și gata. Deci dacă o luăm încet, încet și pas cu pas, fără să ne enervăm, fără să forțăm, lucrurile se întâmplă. ProPlan oferă o gamă largă de hrană pentru pisici sterilizate, cu 6 beneficii specifice pentru susținerea zilnică a sănătății acestora. Purina ProPlan.